Bună ziua, dragilor, și bun venit la Părinți Prezenți, o emisiune despre educație conștientă a copiilor. Eu sunt gazda dumneavoastră, Loredana Iriciuc, redactor șef părincipitici.ro, iar emisiunea o puteți urmări pe canalele de YouTube și paginile de Facebook Părincipitici, DC News și DC News TV. Iar dacă vă plac informațiile pe care le primiți în această emisiune și considerați că vă sunt utile, vă invit să dați un share, un like și un subscribe pentru ca ele să ajungă la cât mai mulți părinți. Astăzi vom vorbi despre obezitatea infantilă, una dintre problemele cele mai grave ale secolului 21. Estimările recente ale Organizației Mondiale a Sănătății arată că până în 2035, 2 din 5 copii români vor fi supraponderali sau chiar obezi. Conform Institutului Național de Statistică, în anul 2020, în categoria de vârstă 7-9 ani, 3 din 10 copii sufereau de supraponderalitate sau obezitate. Anul acesta, datele OMS arată că 40% dintre copiii români au probleme cu obezitatea infantilă. România se află în topul țărilor europene și alături de mine sunt astăzi psihologul Renata Iancu și consilierul nutriționist Anca Cuni-Soare, care au demarat deja un proiect de prevenție pe această temă. Bună ziua și mulțumesc că ați acceptat invitația, Părinți Prezenți! Bună ziua și mulțumim și noi pentru invitație! Bună ziua, mulțumim pentru invitație. Bine ai revenit, Renata. Mă bucur și eu să vă revăd. Vă propun să începem cu definiția, să vedem mai exact ce e obezitatea infantilă, să ne explicați puțin ce e obezitatea la copii, de fapt. Încep eu? Da. Obezitatea la copii și adolescenți este reprezentată de un exces de greutate. Deci asta înseamnă, de fapt, obezitate. Raportată la vârstă și înălțime. Această obezitate se calculează în funcție de indicele de masă corporală. Indicele de masă corporală este cel care ne spune în ce categorie se încadrează copilul respectiv. Da? Fie că este normoponderal, supraponderal. Iar la copii este un pic diferit interpretarea realizându-se cu ajutorul percentile. Da? Un copil obez, da, are un indice de masă corporală în jur de 95, adică valoarea percentilei este 95, ceea ce înseamnă că copilul este obez. Da? Cum se calculează acest indice de masă corporală? Foarte simplu, da, este reprezentat de greutatea actuală, care este împărțită la înălțime ori 2. Da? Noi obținem un indice de masă corporală. Să spunem, pentru un copil de 10 ani care are o greutate de 36 de kg și o înălțime de 1,40 m, indicele de masă corporală este 17, de exemplu, 0,86. Bun, există niște tabele de creștere care au fost emise de către Organizația Mondială de Sănătate, iar conform indicelui de masă corporală, la copil îi corespunde o percentilă. Da? Exact cum am spus, copiii care au indice de masă corporală în jur de percentila se înregistrează la 95, da? Înseamnă că el este în categoria de obezi. Da? Trebuie să încercăm să stăm între o percentilă sănătoasă, înseamnă trebuie să ne încadrăm între 80 și 95. Asta înseamnă o greutate normală. Normal. Tot ce trece peste 95 ne confruntăm cu obezitate. Deci, pe scurt, cam asta ar fi definiția și cum aflăm dacă copilul este obez sau nu. Și din punct de vedere psihologic, ce ar însemna această obezitate? Obezitatea infantilă este o afecțiune care trebuie tratată, din punctul meu de vedere, multidisciplinar. Nutriționistul oferă sfaturi nutriționale, iar psihologul merge pe schimbarea comportamentului pe termen lung. Deci, din punctul meu de vedere, această echipă, nutriționist, psiholog, poate ajuta și îndruma, în primul rând, părinții și familia către un stil de viață sănătos. Dar cum putem, sau cum putem noi, părinții, să ne dăm seama că nu e gras și frumos sau că nu lasă, acum e dolofan, durduliu, dar se înalță el și se dezvoltă și o să fie bine. Care ar fi semnalele de alarmă că micuțul se apropie de obezitate? Creșterea în greutate, în primul rând creșterea în greutate și
identificarea indicelui de masă corporală. Exact cum am spus, să identificăm dacă copilul are o greutate normală. Adică dacă se încadrează între 5 și 85, înseamnă că el are o greutate normală. Dacă este peste 85, peste 95, este obez. Și atunci putem apela, în primul rând, la... Dacă nu reușim să facem aceste calcule, apelăm la medicul pediatru, ca să spunem așa, care ne poate face niște recomandări, ne poate recomanda către un nutriționist care să ne ajute. Dom'le, vreau să văd și eu greutatea copilului meu. Se încadrează într-o greutate normală, raportat cu înălțime și vârstă. Da? Și identificând acest lucru, da, cu ajutorul nutriționistilor, ne dăm seama. Ok, primul semn, creșterea în greutate. Asta este clar. Grăsimea în jurul taliei. Da? Observăm că copilul are un pic de burtică. Da? Deci e clar că s-a îngrășat. De ce s-a îngrășat? Da? Trebuie să identificăm și factorii care au dus la această îngrășare. Poate o alimentație dezechilibrată, poate lipsa de mișcare, poate consumul prea mare de carbohidrați, prăjituri, chipsuri, snack-uri, covrigi, înghețată, ciocolată. Adică trebuie identificat exact dacă copilul, de exemplu, se plânge de dureri articulare. E clar că este o obezitate în exces acolo. Dacă sunt probleme de respirație, da? Pentru că grăsimea apasă pe plămâni și atunci respirația este, poate să apară și apnea în somn. Uh-huh. Și atunci noi trebuie să identificăm, în primul rând să identificăm dacă copilul nostru are o greutate normală. Deci trebuie să urmărim tabelele. Trebuie să urmărim tabelele, bineînțeles cu ajutorul unui specialist, da? Dacă nu te poți informa... Trebuie să ceri ajutorul unui specialist. Părerea mea că cel mai bine, există foarte multă informație pe internet, dar nu reușim să atingem fix informația de care avem nevoie. Și atunci avem nevoie de ghidarea unui specialist, mm-hmm, care să ne spună exact, da, domne, copilul este supraponderal. Bun, ce e de făcut? Da? Și îți oferă niște pași pe care tu să-i urmezi, iar copilul să nu mai fie obez sau să nu mai fie grăsuț și frumos, cum spunem noi, că avem, da, asta da, este da, specifică românilor, grăsuț și e gras, dragă, e frumos, lasă-l, e bine, dar da, această grăsime în timp, da, să nu uităm că un adult sănătos se formează dintr-un copil sănătos. Și atunci, dacă noi ne confruntăm cu obezitatea la o vârstă atât de fragedă, automat și mai târziu obezitatea, și exact cum ai spus și tu la începutul emisiunii, obezitatea este, va deveni boala numărul 1. Da. Da, este într-o creștere substanțială la nivel de glob, nu numai la nivel de țara noastră. Renata, sunt anumite etape din viața unui copil când e predispus la creșterea în greutate? În copilărie, aceștia sunt vulnerabili și totodată pot spune că din copilărie, noi, nu neapărat noi, cât părinții, pot face schimbări în ceea ce ține de greutatea copilului, de stilul alimentar, dar mai există și adolescența, unde și acolo pot exista anumite probleme din acest punct de vedere. Pe lângă schimbările hormonale, sunt și schimbările emoționale prin care adolescenții trec. Dar în copilărie, când sunt mici copii, este mai ușor să schimbăm comportamentul alimentar. Dar care ar fi cauzele obezității? Să începem din punct de vedere psihologic. Ar fi stresul personal sau cel familial, care duc și pot duce către anxietate, depresie, stimă de sine scăzută, o percepție negativă asupra aspectului fizic. Și totodată astea ar porni dacă în familie există certuri, poate un divorț, poate un deces al unui membru al familiei sau în mediul de la grădiniță sau de la școală copilul întâmpină anumite probleme, de aici ar proveni și aceste aspecte. Și din punct de vedere nutrițional? Din punct de vedere nutrițional, în primul rând, o alimentație dezechilibrată, nesănătoasă, foarte multe băuturi, în primul rând carbogazoase, pline de zahăr, snack-urile, cum am spus și mai devreme, chipsuri, gustările nesănătoase, ca să spun așa, lipsa de fructe și legume din alimentație, lipsa activității fizice, adică copiii din ziua de astăzi petrec foarte mult timp în fața ecranului, da? Fie că este televizorul, fie că este laptopul, telefonul, ceea ce duce la un
sistem de, la un stil de viață sedentar. Și atunci, asta este una din, zic eu, acum, poate cauza principală a obezității, prezența în fața ecranelor. Marea majoritate a copiilor petrec între lejer 5-6 ore în fața ecranului, poate chiar mai mult. Și acest stil de viață sedentar duce la obezitate, alături de, bineînțeles, o alimentație dezechilibrată. Nu se asigură aportul necesar de macronutrienți și micronutrienți de care un copil are nevoie ca să se dezvolte sănătos. Și când vorbesc de macronutrienți, mă refer la grăsime, proteine, lipide, iar micronutrienți sunt vitaminele și mineralele esențiale. Dacă eu nu consum fructe și legume, de unde să le iau? Și atunci acest dezechilibru în timp duce la obezitate. Că spuneați de ecrane și stilul de viață sedentar, eu mi-aduc aminte când eram eu mică, nu aveam prieteni grăsuți, că stăm toată ziua afară, toată ziua alergam. Exact. Mâncam fructele doar când se coceau în copac, nu le luam din supermarket, că nu era. Da, și petreceam foarte mult timp afară, da. Adică tot timpul eram afară, ne jucam cu alți copii, adică copiii din ziua de azi nu mai ies afară. Sunt foarte puțini copii care sunt implicați într-o activitate fizică. Și atunci, de asta și cazurile foarte mari, de asta și creșterea obezității, da. Pentru că am devenit dependenți de ecrane, ca să spunem așa. Cel puțin copiii. Și noi, adulții, din păcate. Și noi, mai puțin, pentru că suntem conștienți de daunele, ca să spun așa, de impactul, de timpul petrecut în fața ecranelor și atunci încercăm să reducem. Dar putem să-i ajutăm și pe copii să facă chestia asta. Asta, clar. Știți că se zice că ecranele au devenit a doua bonă pentru copii. Părinții nu mai au timp și de-aia îi și abandonează acolo, din păcate. Da, și tocmai de aceea copiii ajung unii dintre ei din cauza ecranelor și a faptului că părinții încearcă să câștige puțin timp și pentru ei. Atunci când poate de multe ori îi hrănesc, îi lasă în fața telefonului pe diferite desene animate sau pe YouTube și pe cei mai mici îi hrănesc ei. Iar copiii nu știu exact ce mănâncă, adică da. Nu mănâncă conștient, să spunem. Și aici, da, este o problemă. De asta spun că familia este cheia succesului în acest proces de a ne hrăni bine, de a avea un stil de viață sănătos, de a fi activ din punct de vedere fizic. Riscurile obezității la copii sunt și fizice, dar sunt și emoționale. Ce impact are obezitatea infantilă pe termen lung asupra sănătății mentale și fizice a copilului? În primul rând, cum am menționat mai devreme, stima de sine scăzută, acești copii, mai ales la școală și nu numai, sunt deseori stigmatizați. Și pe termen lung va exista practic o excludere din mediul social, iar acești copii pur și simplu prin această stigmatizare se vor izola, vor ajunge probabil depresiv și plus de asta nu vor avea prea mulți prieteni, pentru că în general copiii care sunt, să spunem, supraponderali sunt tot timpul excluși, se pot confrunta cu episoade de bullying și de aici apar cam toate problemele. Iar pe termen lung, dacă nu se iau măsuri din timp, un adult supraponderal nu va avea nici relații, sunt puține cazuri în care se vor căsători, își vor găsi jumătatea, pentru că deseori ei se izolează și de asemenea sunt excluși din mediul social. Și din punct de vedere nutrițional, care ar fi impactul risc? Fizic asupra obezității, exact cum am spus mai devreme, probleme metabolice în primul rând. Poate să apară diabetul de tip 2,
care este boala stilului de viață, pot să apară probleme cardiovasculare, pot să apară probleme respiratorii. Copilul nu se dezvoltă armonios din cauza acestei obezități. La fete pot să apară intervin problemele hormonale, da? Instalarea menstruației mult mai devreme, da? Vorbim de o menstruație precoce aici, în adolescență, dezechilibre hormonale, adică obezitatea la nivel fizic are un impact foarte mare asupra organismului. Da, și ar trebui să ținem sub control toate treburile astea. Da. Și eu am observat așa o greșeală a părinților. Copiii, deși au simțul sațietății, părinții au mereu ceva de ronțăit, fie că merg în parc, fie că merg cu mașina jumătate de oră, ca să nu moară copilul de foame. Spaima asta părinților să nu moară copilul de foame. Ce alte greșeli mai fac părinții și îndoapă așa pe copii? Eu, ce pot spune eu și este foarte important, părinții să nu recompenseze copiii cu mâncare. De cele mai multe ori am observat, chiar eu, mergând poate la mall, să spunem, nu la restaurant, în timpul școlilor, nu vreau să supere părinții aici pe mine, dar uneori trebuie să conștientizăm ceea ce se întâmplă și am observat mulți părinți, bunici, venind copiii de la școală pe la prânz, recompensându-i după orele de școală cu fast food. Nu este o recompensă bună. Cea mai bună recompensă este cuvântul, să-i spunem. Adică copilul este mult mai motivat și îi crește stima de sine când părinții, bunicii îi spun atunci când fac un lucru bun: bravo, suntem mândri de tine, te-ai descurcat foarte bine, sau mă bucur că uite, ai luat această notă. Să oferim altfel recompensa, chiar și cea materială, dacă este necesar să o oferim, să o facem o dată pe lună și doar atunci când chiar merită. Adică să nu oferim tot timpul recompense materiale sau mâncare. Dacă mănânci tot din farfurie, avem și desert după. Primești prăjiturica. Da. Dumneavoastră, cum vedeți, ce greșeală nutrițională fac părinții? Sunt multe, printre care aș enumera, în primul rând, alimentația nesănătoasă. Îi ofer copilului alimente procesate și fast food. Da? Dacă tu mergi cu copilul la Mac, să mănânce la Mac, o faci odată, o faci de două ori, de trei ori, deja devine o rutină. Da? Pentru copil înseamnă că să merg la Mac este ceva normal. Porțiile sunt mult prea mari. Îi ofer o porție prea mare, de n-ai mâncat toată ziua, trebuie să mănânci, da? Exact cum a spus și noastră mai devreme, trebuie să mănânci tot din farfurie. Poate copilul deja nu mai este flămând, da? S-a instalat sațietatea, dar el trebuie să știe că trebuie să mănânc toată farfuria, că altfel mama se supără pe mine. Lipsa unei structuri în alimentația zilnică. Nu există un mic dejun, nu există un prânz, nu există o cină. Dar copilul nu știe că trebuie să mănânce la ore fixe, ca să spun așa, sau trebuie să-mi iau micul dejun înainte de a pleca la școală, sau dacă nu mi-l pregătesc, mi-l iau la școală. Utilizarea de, exact cum a spus și Renata, alimente de recompensă. Hai să nu folosim alimentele ca recompensă, hai să folosim în schimb poate timp petrecut împreună. Mergem să facem o plimbare, mergem să ne uităm împreună să vizionăm un film educativ, da? Hai să nu mai găsim în mâncare întotdeauna o recompensă pentru copil. Și promovarea unui stil de viață sedentar. Da, este la îndemână să-i dau copilului telefonul, ia telefonul, joacă-te pe telefon atâta timp cât îmi fac și eu un pic treburile prin casă. Nu. Îndeamnă copilul să iasă să facă mișcare, să meargă afară cu prietenii sau înscrieri la un sport. Da, este foarte important, pentru că tu ca părinte ești model pentru copilul tău, da? Și copilul întotdeauna face ce vede că face părintele, nu ce spune. Exact. Și atunci tu fii un model pentru copilul tău, pentru că dacă tu ești un model pentru copilul tău, atunci și copilul tău va dezvolta aceste abilități sănătoase și atâta timp cât te vede pe tine că ai o alimentație sănătoasă, că faci mișcare, că nu petreci foarte mult timp în fața ecranului, va face și el la fel. Da? Pentru că you lead by the example. Se uită la tine, te vede pe tine și atunci face și el ca tine.
Ați vorbit de fast food amândouă. De când putem să-i dăm fast food? Ideal? Niciodată. Bine, aș putea spune după 5 ani. Okay. Dar întotdeauna să fie făcută ocazional. Sunt pofte, sunt lucruri firești, dar nu săptămânal sau nu. O chestie ocazională, eu știu, mergem la o petrecere sau avem un coleg care șerbează ziua la Mac. Ok. Dar altfel eu nu aș recomanda fast food. Sunt bun cartofi. Îi putem pregăti și acasă, la fel de buni. Da. Și voiam să vă mai întreb, dar cum ar putea părinții să evite capcanele alimentare comune din supermarketuri atunci când fac cumpărăturile pentru copii? Pentru că pe toate scrie sănătos, fără zahăr, fără coloranți artificiali, fără... În primul rând, părintele să pregătească o listă. În momentul când mergi la cumpărături, îți faci o listă și ca să, în care știi exact ce ai nevoie pentru săptămâna respectivă sau, eu știu, pentru două săptămâni, că fiecare își structurează dieta, alimentația, nu știu, lunar, la două săptămâni, pe o săptămână, îți faci o listă și respecti lista respectivă. Îți programezi un pic ce o să mănânce copilul la micul dejun, ce o să mănânce la prânz, ce o să mănânce seara. Pentru că dacă nu există această organizare, e foarte ușor. Merg în supermarket, mi-am umplut coșul, nu contează ce am pus în coș, ajung acasă, dar stai că eu n-am cumpărat nimic sănătos. Și dacă mai mergi și flămând? Și dacă mai mergi și flămând, nu, atunci clar cumperi numai alimente nesănătoase, ca să spun așa. Adică asta se știe, clar. Și noi facem asta dacă mergem flămânzi, pentru că avem senzația că mami este atât de foame încât trebuie să cumpăr tot. Da, da, este, este bine ce a spus Anca, să meargă cu lista. Și plus de asta ar trebui părinții ca în casă, bine, cu toții, avem un sertar sau o ușiță unde avem și dulciuri, chestii mai puțin sănătoase. Copiilor le este foarte ușor să se servească de acolo. Cel mai bine ar fi să avem fructe la îndemână, nuci, alune, să fie accesibile. Să scăpăm de acel sertar sau de acel loc din dulap unde avem dulciuri, să înlocuim cu altceva și pentru copii să le avem la îndemână. Chiar și pentru noi, pentru că atunci când copiii și adolescenții au la îndemână fructe, nuci, alune, se servesc direct. Adică nu au nevoie să dea buzna în raftul cu chipsuri sau ciocolată. Da, și cu cât e mai sus raftul ăla, cu atâta e tentația mai mare. Dar eu aș punta și o chestie importantă, ar fi comunicarea. E foarte important să comunici cu copilul și să-i spui care, ce se întâmplă dacă tu mănânci fast food. Da? Uh-huh. Să-i explici, pentru că copiii sunt deschiși la dialog. Și sunt foarte receptivi. Și să spui, domnule, ce se întâmplă în organismul tău dacă tu mănânci? Uite, e bine să o facem ocazional, dar nu tot timpul. Pentru că, da? Și creând acest dialog cu copilul, cum să spun, poate și crește un pic și încrederea. Copilul este deschis față de tine, vine să discute cu tine și știe care sunt implicațiile. Dacă eu mănânc fast food, ce se întâmplă cu organismul meu? Și intervine un pic și conștientizarea. Și atunci nu o să mai fac atât de des, ca să spun așa. Conștientizarea asta probabil la o vârstă mai înaintată, așa e, Renata? De la cât așa da, oară, pentru că atunci când sunt ei micuți, ține de părinte să-l hrănească. Cred că probabil de la vârsta de 3-4 ani putem să le explicăm deja și... Pe lângă explicații, puterea exemplului este cea mai importantă. Pentru că dacă îi spunem copilului sau îl punem pe el la o dietă, să spunem, și noi mâncăm altceva lângă el, nu. Părinții sunt un exemplu. Și când facem lista asta și mergem în supermarket, ce punem pe listă? Care e farfuria ideală pentru un copil? Farfuria ideală pentru copil... Și câte mese pe zi? În primul rând, 3 mese principale și 2 gustări. Asta este clar. Iar în farfuria ideală ar trebui să se regăsească 30% legume, 20% fructe, 30% proteină de calitate bună, restul cereale integrare și produsele lactate un pic în afara farfuriei, ca să spun așa, și apa, care este foarte importantă. Deci, de regulă, fructe, legume
și proteine slabe și cereale integrale. Aici vorbim de pâinea cu semințe, pastele integrare, orezul brun, nu vorbim de pâine albă, de chipsuri, cereale integrale, iar granola, muesli, care au și fructe, semințe, adică sunt mult mai consistente din punct de vedere nutrițional decât alimentele care au calorii goale, care n-au absolut, nu aduc niciun aport organismului, ca să spun așa. Și atunci, dar este foarte important să implicăm copilul în tot procesul ăsta. Poate inclusiv de la când mergem la cumpărături, da? Și să explicăm. Bun, uite, în farfuria ta trebuie să se regăsească legume. Ia să vedem ce legume ți alegi tu astăzi. Păi uite, și să-i explici copilului care sunt beneficiile. Da? De ce este important să mâncăm legume? Ce găsim noi în legume, în fructe și legume? Păi acolo sunt toate mineralele și vitaminele. Da? Inclusiv fibrele care ajută la procesul de digestie. Bun, proteinele, avem nevoie și de un pic de cărniță. Hai, ce să luăm? Da, avem nevoie și de lactate, iaurt, brânză un pic mai slabă, cereale integrale, trebuie să ne hidratăm. Adică, exact cum am spus, comunicarea și implicarea copilului în permanență, în tot procesul ăsta de alimentație este foarte important ca să evităm obezitatea mai târziu. Și la gustare ce-i dăm? La gustare fructe, de regulă fructe. Fructe sau... Putem merge și pe legume, morcovi tăiați, castravete, o mână de semințe, de nuci, de palune. Dar de regulă mergem pe fructe și legume. Un iaurt, un biscuite integral, cam astea sunt, o banană, cam astea sunt variantele pentru gustări. Și la pachetele de la școală? La pachetelul de la școală, un sandwich pe care, uite, să ți-l prepare chiar el. Pâine integrală, un pic de cărniță, o foaie de salată, o bucată de brânză, da? Și să-l implicăm, pentru că dacă îl implicăm și repetăm, știți că repetiția este mama învățării de fiecare dată, copilul ajunge și conștientizează și înțelege, nu, eu, asta înseamnă să mănânc sănătos, am nevoie să mănânc sănătos ca eu să mă dezvolt și să cresc armonios și sănătos. Dar sunt alimentele interzise total pentru copii? Există? Da, există. Zahărul. Zahărul este numărul unu. Interzis și pentru noi, aș spune, zahărul alb în special. Da, tot ce înseamnă snack-urile, și aici vorbesc de chipsuri, vorbesc de sticks-uri, tot ce înseamnă produse de patiserie, merdenele, covrigi, bogate în grăsimi nesănătoase, adică astea sunt calorii goale, care nu ne ajută. Prefer să pregătesc copilului ceva acasă, da? Mai degrabă, pentru că eu știu ce ingrediente se regăsesc în acel aliment și atunci riscul ca el să se îngrașe și să ajungă la obezitate este mai crescut. Dacă el este expus în permanență la produse de patiserie, la chipsuri, la băuturi carbogazoase, care știm cu toții, sunt pline de zahăr, automat că copilul se va îngrășa. Mai târziu va suferi de obezitate. Dar cu cât dezvoltăm aceste principii de alimentație sănătoasă și îl implicăm pe copil în tot procesul, de la o vârstă foarte fragedă, eu aș spune de la 3 ani, pentru că deja copilul începe să vorbească și înțelege, că atunci se dezvoltă obiceiurile alimentare. Și eu sunt modelul pentru copilul meu, atunci... Clar, copilul nu va suferi de obezitate, pentru că este conștient și știe ce înseamnă. Chiar dacă există alternative, că este foarte ușor, da? Pleacă de acasă și colegii vin la școală cu pachetelul lor, hai să spunem că nu este unul sănătos. Și atunci există și tentația, dar atâta timp cât eu i-am comunicat și i-am explicat, am discutat cu el care sunt consecințele fast food-ului, ce înseamnă, atunci el își va consuma pachetelul lui, ca să spun așa. Da. Să zicem că observăm la copilul nostru că a luat proporții, ne prezentăm la specialist, este diagnosticat. Ce urmează, Renata, pentru copii și pentru părinte? În primul rând, implicăm părintele, de fapt părinții, și pentru că consilierea psihologică trebuie să înceapă cu părinții și apoi cu copilul. Pentru că ei sunt partea cea mai importantă din acest proces și
atât ei trebuie să schimbe comportamentul și apoi copilul sau copiii. Mai există o problemă în care părinții mai vin uneori la cabinet, în cazul copiilor mai mici, când spun, nu vrea să mănânce deloc legume sau nu mănâncă sfeclă. Da, nici mie nu-mi place sfecla și înțeleg. Copilul mic, ok, i-am dat odată sfeclă. Nu i-a plăcut. Nicio problemă, nu trebuie să renunțăm. Uh-huh. Pentru că pregătind-o poate altfel, așezând-o altfel în farfurie, data viitoare gustă, sau poate nici data viitoare, dar la un moment dat o să observăm că mănâncă cu plăcere acea legumă, doar că nu trebuie să renunțăm. Plus de asta, activitatea fizică este foarte importantă. Și le explic părinților că trebuie să împreună să facă activitate fizică, să meargă în parc, să se joace cu mingea, împreună. La fel, dacă copilul este mai mare și iese afară cu copiii, dacă se poate să nu-i dea telefonul. Iar copiii nu... Când copiii mai mari, care, de exemplu, vin la mine și au această afecțiune, ei nu o văd ca pe o problemă medicală, ci mai degrabă ca pe o problemă a aspectului fizic și a ceea ce se întâmplă în jurul lor. Și vin cu acest lucru că, da, nu-mi place cum arăt, nu mă simt în pielea mea. Ce au ei nevoie, de fapt? De sprijinul și implicarea părinților, susținerea lor. Dacă părinții îi ascultă și împreună, de fapt, membrii familiei merg în aceeași direcție și copilul va fi bine, din toate punctele de vedere. Dar toți membrii familiei trebuie să se adapteze noului stil de viață. Da, și foarte bine ai spus, întâi trebuie părinții să apeleze la consiliere psihologică și mai apoi copiii. Da, pentru că, așa cum am spus și eu mai devreme și colega mea, puterea exemplului este cea mai importantă. Pentru că atunci când eu, părintele, sunt la masă și mănânc împreună cu copilul meu, suntem toată familia, trebuie să impunem niște reguli, niște limite sănătoase. Suntem la masă, nu avem telefonul cu noi, pregătim împreună masa, strângem împreună masa și mâncăm conștient. Adică observăm ce avem în farfurie, ne bucurăm de textură, nu ne grăbim. Dar de multe ori la noi se sare peste acest obiectiv, să-i spunem, pentru că suntem grăbiți, uneori nici nu apucăm să luăm o masă măcar în familie, nici în weekend. Și de asta spun că este nevoie de o schimbare, o schimbare pe termen lung și care, într-adevăr, nu este foarte ușoară, dar dacă ne dorim și suntem motivați, cu siguranță reușim. Și cum arată procesul de slăbire? Cum arată dieta? Deci în momentul în care, să spunem, copilul se prezintă cu părinții la nutriționist, primul pas este o evaluare nutrițională. Da, afli indicele de masă corporală și în ce categorie de percentilă se află. Să spunem că copilul, din moment ce se prezintă la nutriționist, există un dezechilibru acolo, este un exces de greutate. Iar în cazul în care copilul trebuie să slăbească, se stabilesc niște limite, cum să spun, foarte, foarte simple. Părinții sunt cei care au 95% din contribuție, ca să spun așa, pentru că copilul depinde de părinți. Și atunci, stabilirea unei alimentații sănătoase, da? Explicăm părintelui ce trebuie să se regăsească în farfuria copilului, care sunt macronutrienții esențiali care trebuie să existe în alimentația copilului, care sunt micronutrienții esențiali. Se fac niște recomandări de liste cu cumpărături, da? Merg la cumpărături. Deja începe să se dezvolte și procesul ăsta de conștientizare. Copilul este implicat în tot, de la cumpărături până inclusiv pregătirea mesei. Da? Dacă pregătim o salată sau curățăm legumele, spărăm fructe, îl implicăm pe copil. Da? Îl întrebăm, dar tu ce ai vrea să mănânci? Ce-ți place? Întreabă-l. Așa își dezvoltă gusturile și afinitățile către o anumită, către un anumit fel de mâncare sau către un anumit fruct. Discută cu el, comunică cu el.
După aceste evaluări se face un plan nutrițional care se elaborează pe 2 săptămâni inițial. Se comunică în permanență cu părinții. Dacă nivelul de sațietate a fost atins de copil, se comunică cu copilul, se întreabă care este nivelul de energie, care e nivelul de concentrare. Pentru că asta este dat de... Alimentația reprezintă 80%. În momentul când noi vrem să facem o schimbare, 80% este dat de alimentație. Implică copilul într-o activitate fizică. Asta este foarte important. Cel puțin 60 de minute pe zi. Adică nu trebuie neapărat implicat într-un sport. Dacă copilul n-a făcut sport niciodată, e destul de greu. Și atunci mergem pe lucruri simple. Ieșim la plimbare. Ne plimbăm în jurul blocului sau mergem în parc. Ne plimbăm o oră. Da? Trebuie să existe activitate fizică pentru că această activitate fizică ajută în procesul de slăbire. Nu sunt de acord cu dietele restricționate, adică copilul nu are voie să mănânce, nu există. Poate mânca orice. Poate mânca orice, dar în limită. Tu ești cel care îi controlezi porțile, tu ești cel care îi pregătești mâncarea și știi ce. Discută cu el, spune, acum în farfurie, uite, avem proteine. Ce înseamnă proteine? Păi, uite, un pic de cărniță, un ou, o brânzică, fructe și legume. De ce? Sunt pline de vitamine și minerale, sunt pline de fibre, ajută procesul de digestie. Și comunicarea asta permanentă cu părinte și implicarea, exact cum a spus și colega mea, implicarea familiei 100%. Pentru că copilul nu are cum să susțină procesul de slăbire singur. Este imposibil. Pentru că părintele este cel care îi oferă alimentația. Și atunci el trebuie să fie implicat 100%. Și atunci apar și rezultatele. Da. Renata, dar cum putem noi, părinții acasă, să ajutăm copiii să-și îmbunătățească stima de sine? Zic că ei o au foarte scăzută, copiii care sunt diagnosticați cu obezitate. Cum putem noi să îi ajutăm să o ridice? Păi, în primul rând, dacă părinții au o stimă de sine crescută și îi motivează totodată pe copii să facă anumite exerciții, să contribuie cumva la procesul acesta de slăbire în cazul în care copilul este într-un astfel de proces, dacă nu, să aibă activități împreună cât mai multe. Și atunci când, de exemplu, copilul merge la o zi de naștere, părinții să-i transmită din timp, uite, probabil că acolo vor fi și alte alimente. Uite, poți încerca și tu, adică să nu-l priveze de aceste petreceri sau... Și la fel, atunci când ei se confruntă cu acele episoade de bullying, părinții să le fie alături. Doar așa îi pot ajuta pe ei să aibă încredere în ei, să aibă o stimă de sine crescută și să nu se afunde în acele tachinări de la școală, de exemplu, sau din mediul în care ei se află. Asta este cel mai important, de fapt, părintele să fie prezent. Părinți prezenți. Părinți prezenți, exact. Să vorbim puțin și despre prevenție, pentru că e bună în orice. Și vreau să ne spuneți întâi cum pot părinții să-și ajute copiii să dezvolte o relație sănătoasă cu mâncarea. În primul rând, prin promovarea unei alimentații corecte. Adică încurajați consumul de fructe, legume, proteine sănătoase, grăsimi sănătoase, limitează consumul de băuturi carbogazoase, limitează timpul petrecut în fața ecranelor. Da, explică copilului cât de importantă este activitatea fizică și mișcarea fizică, care sunt beneficiile. Educarea nutrițională, da? Explică-i copilului ce înseamnă farfuria sănătoasă. De ce îi se spune farfurie sănătoasă? Da? Ce înseamnă? Și care sunt beneficiile unei alimentații sănătoase? Și exemplu personal. Exact cum am spus mai devreme. Adică tu fii un exemplu pentru copilul tău. Pentru că dacă copilul te vede pe tine că ai o alimentație sănătoasă, exact cum am spus mai devreme, faci mișcare, va face și el la fel. Și atunci, exemplul este foarte important în modelarea copilului, ca să spun așa.
în plecarea lui în viață. Și din punct de vedere psihologic, cum îi stimulăm să aibă o relație sănătoasă cu mâncarea? În primul rând, contează și cum așezăm alimentele în farfurie, cât de colorată, cât de atractivă este farfuria. Să se țină cont de porția din farfurie, exact cum a spus și Anca. Și, cum spuneam, acel moment de liniște, când luăm masa, ei doar așa vor reuși pe termen lung să poată avea acest stil de viață sănătos. Plus de asta, acea putere a exemplului, dacă copilul vede părintele că citește o carte sau că citește, nu, de pe telefon sau tabletă, va face același lucru. La fel este și cu alimentația și nu numai. Copilul este ca un xerox în primii ani și dacă noi nu-i dăm un exemplu bun, va ajunge un adult cu un adolescent și apoi un adult cu exemplele pe care noi le-am oferit. Din păcate trebuie să încheiem, dar nu înainte de a le da câteva sfaturi părinților pentru ca micuții să nu ajungă la obezitate, dar și părinților care au copii deja diagnosticați cu obezitate, așa pe scurt câteva sfaturi pentru ei. Pe scurt, promovarea unei diete echilibrate, adică să se asigure că să încurajeze consumul de fructe și legume, de proteine sănătoase, în cazul în care are nevoie de ajutor, să apeleze cu încredere la un nutriționist care să-i ofere un ghid. Nu neapărat, poate copilul nu are nevoie neapărat să slăbească, dar să-ți ofere un ghid în care să-ți explice ce înseamnă să mănânci sănătos, da? Care sunt principalele criterii în a mânca sănătos, care să-l ajute pe părinte să elaboreze un plan alimentar sau o dietă pentru copil care să fie sănătoasă, să încurajeze mișcarea, da? Să explice copilului care sunt beneficiile activității fizice, să evite băuturile carbogazoase pline de zahăr și produsele de patiserie și să explice copilului ce se întâmplă dacă tu consumi în exces sau de fiecare dată aceste produse, care sunt consecințele. Renata? Le recomand părinților să le ofere, în primul rând, sprijin emoțional, recunoaștere, să conștientizeze pericolul, atât pentru ei, adulții, cât și pentru copii, să nu aibă temeri sau rușine în a apela la specialiști, chiar dacă copilul nu se confruntă cu obezitate infantilă. Este bine să prevenim decât să tratăm, da. Iar în momentul de față nu există un tratament clar și sigur în privința acestei afecțiuni, care este aproape o epidemie, și să nu uite că atât timp cât ei, părinții, oferă un exemplu bun copiilor și ei sunt dispuși și motivați să facă această schimbare pentru ei, vor face și pentru copii și va ajuta foarte mult atunci când vor fi adolescenți și adulți, pentru că vor fi la rândul lor părinți și vor ști cum să-și crească copiii și cum să le ofere un stil de viață sănătos. Vă mulțumesc tare mult și mult succes cu proiectul, să ajungeți la cât mai mulți părinți și copii, pentru că chiar este o situație foarte gravă, obezitatea. Mulțumim! Mulțumim foarte mult pentru invitație! Și noi ne propunem să reușim și să putem să-i facem pe părinți și nu numai conștienți de această problemă de sănătate. Da, prevenția este, exact cum a spus și colega mea Renata, este foarte importantă și prin proiectele noastre asta ne dorim, să prevenim, da, această obezitate și să explicăm copiilor care sunt, cât de grav este obezitatea. Repet, un adult sănătos se formează dintr-un copil sănătos. Atunci, cu cât avem mai mulți copii sănătoși, cu atât și adulții vor fi la rândul lor sănătoși. Da, să rămânem cu asta în minte. Vă mulțumesc tare mult și vă mai aștept și cu alte subiecte. Mulțumim, cu mare drag, mulțumim! Vă mulțumim și vouă că ați fost alături de noi până la final. Să ne revedem curând, iar până data viitoare să fiți mereu părinți prezenți în viața copiilor voștri. Cu bine! Aici, Radio DG News.ro.
un radio care se citește. Radio TC News.ro